Ca urmare a discuțiilor apărute în ultima vreme, care au pus sub semnul întrebării calitatea și potabilitatea apei de la robinetele abonaților din nordul județului, directorul companiei de apă a convocat o conferință de presă, care a venit cu răspunsuri și explicații pe această temă. Acesta a subliniat că nu sunt probleme cu calitatea apei. Compania urmărește calitatea apei peste tot, în zona de operare, are laboratoare acreditate și are și un certificat privind urmărirea calității apei potabile ca aliment. În cauza pe care o discutăm acum, acea informare complet absurdă și greșită prin care spune că din rezervorul Gâlma compania a livrat apă nepotabilă sau cu riscuri de a fi infestată datorită preluării din râul Ialomița, pot să vă precizez următoarele aspecte. În fapt, în ultimul an avem toate analizele, atât noi, cât și monitorizarea care o fac toate celelalte organe ale statului care urmăresc calitatea apei. Vreau să vă spun că în nici o perioadă nu avem apă neconformă din punct de vedere chimic, bacteriologic. Afirmația a fost confirmată și de reprezentantul Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița, prezent la conferința de presă. Cornelie Ionescu a precizat că buletinele de analiză dovedesc faptul că apa este potabilă și nu reprezintă un pericol pentru consumatori. Este o muncă foarte susținută pentru că nu ne putem permite rabaturi, că suntem monitorizați electronic pe grilele de raportare pe care ni le trimite Comunitatea Europeană și în orice moment ne poate trage de urechi dacă observă niște neconcordanțe față de legislație. Rolul DSP-ului este de efectuare a monitorizării de audit a calității apei. Asta înseamnă, în funcție de volumul de apă pe care mi-l raportează compania de apă, că îl livrează de la Gâlma, eu sunt obligată să mă duc în grila Comunității Europene și să spun, la începutul anului, în anul 2014, raportat la volumul de apă pe care dânsii îl au din media anului anterior, trebuie să recoltez atâtea probe de apă. Pentru anul 2013, conform legii 458, am efectuat monitorizarea de audit pe 55 de probe de apă, toate buletinele de analiză pe parametrii analizați conform aceleiași legi, îi am la mine, toți sunt conform. Mai ales din punct de vedere microbiologic, pentru că o explozie de hepatită, de boală diareică acută, de Doamne ferește, holeră, că știm prea bine că este o boală care se transmite cu cea mai mare ușurință prin apă, nici nu se pune problema. Pe de altă parte, Direcția de Sănătate Publică gestionează, analizează și comunică ministerului toți indicatorii de sănătate din punct de vedere statistic care sunt, ne dau exact codurile de boală. Deci nici măcar ar fi poate cei din sud fericiți să aibă indicatorii sanitari cum iau cei din partea de nord.